Planul de acțiuni privind realizarea recomandărilor Comisiei Europene va fi definitivat de Comisia Națională pentru Integrare Europeană până la finele lunii iulie, iar ulterior acesta va fi consultat cu partenerii europeni și societatea civilă. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu. Șefa statului a convocat ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană pentru a stabili măsurile ce urmează a fi întreprinse și instituțiile responsabile de realizarea lor. Pașii următori în parcursul european al țării de soluționare, țin de soluționarea condiționalităților privind statutul de țară candidată formulate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie. Acestea vizează mai multe domenii: reforma justiției și combaterea corupției, funcționarea legilor, eliminarea influențelor oligarhice asupra sistemului economic, politic și în mass media, îmbunătățirea legislației electorale, precum și reforma administrației publice. Domeniile menționate de Comisia Europeană sunt cele pe care dorim să le îmbunătățim și noi pentru a consolida instituțiile statului și a întări capacitatea acestora de a funcționa eficient în interesul cetățeanului. Am discutat toate aceste aspecte în cadrul ședinței de astăzi. Am atras atenție în mod particular măsurilor pentru deoligarhizarea vieții publice din Moldova, progreselor în combaterea corupției și recuperarea banilor furați din țara noastră, avansării în domeniul reformei justiției. Am convenit pașii care urmează să întreprindă instituțiile de stat în fiecare din aceste domenii pentru a îndeplini condiționalitățile formulate de Comisia Europeană punct cu punct. Realizarea acestor pași în termenele agreate va permite Republicii Moldova să avanseze înspre deschiderea negocierilor de aderare. Am discutat de asemenea despre consolidarea capacității administrației publice centrale de a realiza reformele așteptate în fiecare sector în parte. În acest domeniu avem vulnerabilități care trebuie eliminate prin motivarea suplimentară a angajaților, prin creșterea capacității oamenilor care se vor ocupa de aceste procese, atât pe domeniul de implementare cât și de monitorizare. Avem nevoie de tineri specialiști care să vină să lucreze la stat și să pună umărul la efortul de integrare europeană a Republicii Moldova. Comisia Națională pentru Integrare Europeană a fost constituită la finele lunii aprilie curent. Potrivit președintelui Maia Sandu, Comisia urmează să se întrunească în ședințe cu regularitate pentru a expune etapele de realizare a recomandărilor Comisiei Europene prezentate Republicii Moldova după acordarea statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.